Da, un rex în partea acolo? Cred că e un rex acolo, nu-i așa? Hă, ce dracu. Eu, armată de T-Rex, am ceva cel mai nebunul meu. Bă, bata, bă, Dumnezeu, cu arcul, mă, că uite și... Iuzi! Du-du-du-du-du-du-du! Muzica aia blană de meniu, mă! Ai de capul meu! S-a băgat hartă nouă în jocul ăsta, doamne ce mă bucur! Ai de capul meu, I'm so happy for the new arc update, I cannot wait to regret my life! Iuzi, muzica aia cu vine drop-ul ăla, mă, ascultați asta, mă! Iuzi! Mamă, cum lovește asta, mă, fai să-mi iau un copyright acum, bată Dumnezeu, bă, chestia, ce plana ar fi? Do idiots in playing arc. Ah, da, ai, da, nu, bărle, shut the hell up. Gata, ajunge, nu mai supăr, am transpirat așa, să mă bată Dumnezeu. Ok, unde e harta, nu, uite aici a fost jordur. Ceva hartă cu dracu să mă ia, vikingi, cavaleri, ci că-i tor în chestia asta, nici nu știu. Single player, dai acolo. Ce? Te să instalezi, coai, normal, uite ce-i păstim la mine aici. Morții mătii astăzi și mâine download acolo, bată de Dumnezeu. Ok, acu' e instala, ia, dă-i play acolo. Ala, acu' mere, mă, pe cur dracu să nu meargă, mă. Oh, și vibrează muzica aia, mă, să te bată Dumnezeu. Băi, the music, dude, this track is the best track in arcs history, like. Așa de bună e melodia, să-mi bag picioare. Dacă stau blocat în loadiscul ăsta cel puțin 20 de ore, măcar să-mi vibreze muzica asta în cap aici. Dar presim că după clipul ăsta o să urăz melodia asta din toată. Bă, dar mă mai spamează bărdul mult pe Steve, că-l ia mama drag. Loading stupid, când durează chestia aia, coi. Bro, like, how long does it take to load all the bugs and glitches and stupid things in this game? There's 400 gigabytes of space this game takes. M-a băgat înapoi meniu, ești nebun? Mă băgați înapoi în chestia asta, eu am stat un sfert de oră să se încarce harta, ca apoi să mă bage înapoi în meniu. Băi, wildcard, what the hell are you doing there? What the hell is this arc? What the hell? I'm clicking play, but guess what? The play feature isn't working. Oh, that's sensation. The cancel button works. Let's see if the exit button works. Unable to sync! Uite acolo! Ia, Steam was listening, unable to sync, our survival is blah 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 blah. Stupid game! People want me to play Ark, but guess what? This freaking stupid game isn't working! Look at that, I spent half an hour trying to make it work and like boot me into the actual game, but it doesn't. Why? De ce nu funcționează? Eu mă chin să intru joc, dar nu mai știu când. Îi dau un play single pe la aici, mai stau în jumătate de oră să se încarce chestia acolo, apoi să mă bag iarăși în meniu și să mai pot mai dau play iarăși. Arc experience, you cannot even get past the loading screen and the bloody menu screen. Oh, what a surprise, it did the same thing again! I'm now reinstalling this bullshit because it takes forever, it's 400 gigabytes, come on! At least if you make a game and charge like $1,000 worth and with thousands of DLCs and shit, at least make it work! And we're back! After 2 hours of vine să mor, nu mai vreau. I don't want this anymore. După 2 ore, după ce am stat să verific fiecare chestie, să reinstalezi DLC-ul și toate prostiile alea, să vedeam că jocul mereu, am stat să mă uit la videoclipuri de astea cu paleontologi care răspund la Q&A-uri și chestii. Hai să vedem că mereu e jocul, că poate cu puțin noroc. Ia, mai bagă meniu, mai dă crash, mai se strică ceva, mai spune că explodează casa, mai mență Gaben. Ți-a făcut ecranul negru, bun așa, extraordinar, na, uite, pe... Aolo, jocul ăsta! Bă, joc mizer, mergi odată că nu mai pot! Aaa, doamne, bă, să te bată Dumnezeu cu loading screen-urile astea și cu toate bagurile din tine, mă! Că te iau, mă, și te rup pe genunche, mă, târna cap în cop, îți dau, bată-te Dumnezeu! Foi de capul meu, bă, dar dacă nici data asta nu merge, o renunț! Nu mai pot, bă, aveam un plan, bă, deci, ascultați-mă o secundă așa, bă, fiți atenți, bă, bată-vă Dumnezeu, fiți atenți, aveam un plan astăzi, aveam de gând să fac floricele. Să mă lăsa Jurassic World Dominion, să reacționa la musical lui el și venit că toată lumea m-a spamat, că nu contează, trebuie să ai văzut Jurassic World Dominion, reacționat la musical-ul ăla, ce mă interesează pe mine, că vezi aici că sunt spoilere, păi bă, prior-ul roman că sunt spoilere, dacă e musical legat de film. Aveam de gând să detectiv cu prietena mea și chestii de-astea, dar nu pe dracu, eu trebuie să stau să repar Ark Survival Evolve. Nu, uite-te și arma a luat din skin-ul de la capăt, hai că merge bine, băi, merge bine, Walker, we're doing fine, the game is good, you're just stupid. Hai odată, te rog eu că mor.
Oh, I don't cred, it works, it finally works, Jesus Christ, this broken ass game, dude. Bă, lăsați-mă cu mesajele pe Steam, bă, dar mă enervă, dar doamne, dar nu pot să am și un moment, bă, dar trebuie să dau bani la toată lumea, numai așa trebuie să fac. Ok, everyone is banned, now let's play, it finally silence, ia mă, că acum ați deblochează toată arta, mai trebuie să mai stați descoperi, să o plictisi să-ți mai pună ceața aia pe acolo. Nici nu știu unde e naiba, hai să luăm prima regiune, na, Creniu Survivor, gata, Buffy McBuffer. Dată data asta se numește fuck this game, pentru că nu mai suport. Cred că a dat crash iară. Ala, ia! Joacă muzica, ia uzi. Spune că nu s-a tai muzica ciudat. Atât. Unde e dracu? Sunt dacă apare un rex lângă mine, nebunesc. Foi de cameră, nu credeam că o să... Mamă, mi-a luat 2 ore să fac jocul ăsta să meargă. Vă vine să credeți așa ceva și nici nu-i din cauza mea, din cauza că e jocul stupid. Ala, out aici. You are cold. Exana ce... Aol, și m-am speat de ăsta, am crezut că-s mor. Uite un dodo, mă, bată-te, Dumnezeu, vină în cace. Ale, ai de cap, dar bine că hai că și merge jocul ăsta. No, uite-te, are performance, ce dracu să mai zic. Bată-te, Dumnezeu, vină în cace, mă, pasăre, dă carne în cace. Ale, drag nivel, ești nebun, la cap, asta e prima chestie pe care încep să fac, să dau cum din chestii. Vreau să-mi bat picioare până să generează, cât de mare o fi harta asta, sunt foarte curios. Haide, că parcă vezi că acum are vreo 17 km, bine că poți să iau o beță de pe jos, ia, harta, să vedem cât de mare e. Harta îi relativ cam atât e mai, cam cât mamele voastre. Are semne de întrebare pe ea? Că calea așa e și în capul. Harta asta e în capul meu, doar că are mai puțin semn de întrebare. Dați-mi pietre, ale, dădeți-mi pietre, dădeți-mi mizerile astea de pe jos. Ale, mama natură, bată-te, Dumnezeu. Vezi să vomi, dracu, mă gândesc să joc o steară ferească, Dumnezeu, no. Dar na, așa ce să faci, pentru că dacă își moare canalul și singura chestie care ține în viață e gunoiul de arc, sunt curios și sub apă, ia să vedem. În afară de pești care ar putea să te mânce, de, mamă ce de pește sunt acolo, megalodon și toate alea, ferească, Dumnezeu. Nu înțeleg ce e chestia aia din dreapta de jos de acolo, adică cu bulețul de gheață. Avem nivele, ia să punem acolo și să pun în greutate tot. Hai să joc puțin serios, că oricum o să abandonez și salvarea asta. Exact cum le-am abandonat pe celelalte, fix așa joc cu oare. Ala, fă târnă copul ăla, dar poate să n-am un frame drop de fiată când dau click pe ceva, că te strâng de gât și te bată, Dumnezeu, tot te omoară. Ala, unde ești? Ala, acum pot dau târnă cap în cop, perfect așa. Fai de cam, ferească Dumnezeu cu jocul ăsta. Uai, dar ia ce e acolo, un dodo văd acolo. Fai de cam, credeam că e ca creatura haină care vrea să mănânce organele. Fai de cam, lasă că o să dau mai târziu și dale așa, o să încep să urlu pe aici ca ultimul disperat. Tocmai mai tâmpit că asta n-am văzut în viața mea și nu înțeleg de ce nu mi-a costat asta cel mai bun joc cu dinozaur. People say this is the best dinosaur game that has been ever made. But I have a serious question for you. Where the hell are the dinosaurs? We don't do that here. Na, ăștia dinozauri pe care vorbește lumea, nu-i așa? Ăștia dinozauri, nu? Asta 99.9% asta, doamne, o să spună că este un dinozaur. Na, uite-te ce face, dă cu mâna la mine și că se crede în killer instinct ăsta, încearcă să mă atace. Vreau să fug ca un cretin la mama naibii să vedem dacă găsesc o creatură periculoasă ca să mă omoare și după aia să blestem jocul ăsta iară. Ce naiba e regiunea asta, ce copacul ăla, mă, la ala vreau să ajung, băga-mi aș picioarele, dar nu ăla e obiectivul meu, să ajung la pomul ăla. Ce se aude pe lângă mine? Bă, care, uite-o capul meu, na. A, vrei să fii prietenul meu? Bată-te, Dumnezeu, cu fața aia de pinguin. Mamă, dar crafting-ul ăsta atât de lent, simt că mor pe interior. Ia stai așa, fai de cameră, nu mi-am făcut pantalon, dar la asta nu m-am gândit. Unde e dracul ăsta, pot să o pun pe mine? Stai așa că am pălăria asta. Acum aroșo mai stilat, gata, sunt din nou vrăjitorul din Oz. Ce Dumnezeu, na, uite-te, iară chestii de astea, iară chestii de astea. Tu vrei târnă cap în culo când vin? Plecați de aici, plecați, plecați diavol, plecați înapoi în iad, omitatea mea tâmpită, aveți iar să înceară arcuzii la ei acolo, fai de camul, dar lăsați-mă. Auzi, bă, că nu poți, te-ai niciunat, plecați dreacu, dar ce mai dat, terminați-vă, doamne, bată-vă Dumnezeu, uite așa la tăți. Un dreacu mor de foame deja, să-mi bag picioarele, foaie, stai, zici că... Zici că asta e viața de YouTube Simulator, așa zici că e jocul ăsta, de direct încep să mor de foame, cum ai apărut pe lume. A, da, ci că harta asta în Dinozaur ăsta poți să ai ciocanul tot și pe dracu să mă ia. Na, ca să-ți ieși tu cât de unde au ajuns arcul dintr-o dată. Eu înțeleg că e posibil orice în prostia asta de joc, pentru că e făcută fără pic de cap și... Ăla un par acolo, că e un rex, ferească Dumnezeu. Uite chestia roșie, am găsit-o. Ale, ce-i asta? Opa, uite capul, ce se întâmplă? Una din două, s-o crezi tu că stau să mă plimb pe 200 de chestii de-astea. Păi de cap, nu-i foarte bine, nu-i așa? Și atacă un tech para. Cred că o să fost... Ok, mor de foame, era... Aaaa! Ok, o secundă, stai așa să mănânc și eu ceva, domnule, și apoi... Bă, mă, asta mă împinge... Tu mă împingi în apă, neamul mătii, ia du-te tu acolo. Ai de capul meu, extraordinar. Ai de capul meu, sunt mai mulți. Nu mă, hai că când am zis că vreau să fie ceva interesant, numai asta m-a referit. Bată-vă Dumnezeu să vă bată astăzi și mâine. Uai, ce nivel sunt ăștia? Nivel 20 și 140. Ok, la de nivel 20 îl fac ușor. Dar la de nivel 140 mă face pe mine ușor. Dă-i mă acolo, dă-i acolo, dă-i acolo. M-am distrat. Ok, time to select another region of hell and spawn in there.
Aici e foarte multă apă, nu știu dacă îmi place neapărat apa asta așa de multă. Îmi place că au pus și acolo 10, 20, 30, 40, 50, în caz că nu știai să numeri. Asta e tot gameplay, mă spawnez random pe hartă și de când mor în chinuri cumplite și pe aia zic că e jocul prost. Pentru că chiar e, dar știi, asta e partea amuzantă din clip, v-ați prins? Acolo, de cât teric care moare în continuu, ca să vă simțiți voi superior, bată-vă Dumnezeu cu superioritatea din voi. Abar n-am ce-i creatura aceea, dar mă duc să-l salut, bată-mă Dumnezeu, e un spino, mă! Nu mă vede. Cred că m-a văzut, nu-i așa? Aia nu m-a văzut pe mine, ești nebun, uite-l omoară chestii. Bă, dar ce frumos, zici că e tigru așa și cu verde la pe spate, mă, pe spinare, aia, e extraordinar. Ok, o să trecem pe aici și o să luăm așa prin ocolire, până manevră defensivă. Ups. Aia, nicio treabă n-are. Bă, dar nicio treabă n-are chestia asta cu mine, ești nebună. Știi ceva, hai să nu mai stau pe aici, că poate mă omoară. Treacu se întâmplă acolo artificii, ce sunt alea, mă, de ce zboară cu lor pe acolo, fai de camion. Au apărut tordănică, au venit zei să mă cutrere. Aolo, ce e, mă, acolo? Să bate brontul ăla, să bate cu ce să bate acolo? A, e un Carno, e un TLC Carno ăla, mă înțeles. Mă, dar ce e? Aur acolo. Ac! Mamă, bată-te, Dumnezeu, dar de ce dai mine, mă, tunate-ar... Hai de cap, mă, ce idee bună să trec eu pe lângă el în drumul meu spre copacul fericirii. Ok, this region seems... hard! What this? Ala, am văzut hard, trec de-i pe hard, acolo ce m-a interesat, bă. Ala, unde e naiba sunt aici? Ce asta? Ce locația asta? Hai să vedem. Chestii blanau, crei, monștri noi, habar n-am. Hopa. Voi de cam ok. Vulcan. Ia uite ce frumos. De asta zice că e harcăs vulcan pe aici, că nu sunt plante și chestii ca să supraviețuiesc cu ele. Ok, am înțeles. Arată interesant. Trage de foc. Ce sunt ea, mă? Centigrade Trike. Hai de cam update-ul din Prime Kind Jackson și altă sens. Să moară, mă, tacerea aia. Cred că alea erau bule de aer. Nu că trăiește ceva în apele astea, nu că, că poți bea nimic apa asta, dracului. Uite că, dar ce sunt trai și ăștia, mă, stai că vreau să văd asta. Ia, mă, îți dă foc așa, mă, ni. Uite că, ce, bine, au skin-ul ca de foc, dar nu-ți dă foc, e fain, mă. Blanau, plache la te, ce dracu e chestia asta, pe ce sunt aici? Asta e un copac plin de cenușă, fai de capul meu. Na, ce e acolo? Fai dinozaur colorat frumos. Mă, te boare lava arde în jocul ăsta? Vreau să văd dacă lava arde. Surprinzător, locul ăsta nu e așa de rău, ești nebun la cap? Hai de cap, eu. Na, cum naiba e apa? Cum e neclar apa la suprafață dacă nici sub ei e clară, ce? Opa. Uite, eu cam îmi face bulburuș pe lângă mine, stai dracu cu minte. Ale, vreau să văd scheletele astea, văd, nu sunt prădători pe aici sau ceva, sunt foarte multe erbivore, ce sens are asta? Uite, cam... Asta cred că e gudron, dracul, nu uite, că cadavre de animale moarte pe aici, ferească, nu-i zon. Mă, ce pare, pot să stau în chestie? Cred că dacă stau în chestia asta sunt siguranță, dar absolut tot ce mă poate omor absolut nimic. Sunt, faide ca mea, sunt mai presus decât un zeu în locul ăsta. Vreau să ajung acolo sus pe vulcan, să văd dacă lava arde. Uai, geizere, ce sunt alea acolo, mă? Le-am un rex în partea acolo? Cred că e un rex acolo, nu-i așa? Ce dracu. Morții mătii de joc. Ai! Nu-i! Și de ce a făcut ca transodul Jurassic Park, mă? Haide! E încă după mine, bă băiatule, e încă după mine. Ale, avem și thumbnail, stai așa. Ale, acum dă-i și fugi. Nu mă, stai! Ferească Dumnezeu, stai mă, fugi, ce-ți face thumbnail? Nu mai știi ceva, lasă thumbnail-ul T-Rex. Lasă thumbnail-ul T-Rex. Nu uite-te, eu vreau să fac thumbnail, bă, fă dracu, vreau să fac poză frumoasă. Bă, cred că trebuie să încerc să fac niște progres, că harta asta arată promițător. La așa aspect vizual, îmi place iarba de pe harta asta, sincer, iarba ta. Copaci de aia chinezești, cum dracule ești? Copacul ăla mare și sfânt, e de parte al dracu, dar... Mă, te pare, pot să fac casă în chestia asta, că pot să fac casă în copacul ăsta, aș fi cea mai fericită creatură pe planeta asta. După aia mi-aș băga picioarele în joc. Ia, ce e, zici că suntem în Japonia, ești nebun la cap. Zici că aș fi Buffy McBuffer mai mare decât chestia asta. Mă, te pare, pot să-l bat? Ia stai-mă așa, hai să-mi pun, fraiere. Hai să-mi pun, aolo, dă mai mult de... Aolo, dar ce idee genială am avut eu, oare pot să-l bat? Că-s cât el, eu Buffy McBuffer. Gata, mă, m-am hotărât în regiunea asta unde sunt rec și aici am fac bază. Ce dracu se întâmplă aici din prima? Aoleo. O să iau direct în spray ca doșteptul. Ale, dă-mi coace niște chestii astea. Aici am fac bază, uite ce dinozauri avem aici, ești nebun. Fix aici mă stabilesc. Asta e cea mai prostie pe care am văzut-o vreodată. Poți să iei fructe din chestia asta. Wait, hold the hell on. How do you get fruit from like burn stuff? It doesn't make any bloody sense. Ce e chestia asta? Aolo, vine spre mine, menace. Ui, de capul meu! Ui, nu știu ce e, dar nici nu vreau să stau să aflu. Hai, locul ăsta e blesteman, mă, ce-i harta asta, mă, ce dracu cu dubaci ori băgat ăștia pe aici să mă ferească, ce-i asta? Poți să interacționez? Ce? Nu se poate, băgați-a Dumnezeu să te bagi undeva. Nu știu dacă asta e apă sau e acid, dar se poate bea. Se prea foarte poate bea chestia asta, nu cred că de o să pot să bea așa ceva, dar ok. Ce mi se rup picioarele, de ce, da, iau, de ce dracu iau damage degeaba, bă, ce se întâmplă? Hai de cam eu, Buffy, cine e cu tine, mă?
Ai, 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 unde e naiba? Văd, cred că nu-i bine să fiu prea aproape de vulcanurile astea, nu-i așa? Cred că o să mor, nu-i așa? Fai de cameu să... Nu-ți pe caz devine extinct. Aaaa, you died! You died of nothing! Dacă de data asta o să fie mai bine, bă, băiată... Mă, spune, fix lângă alozauri ăștia, pă bune, fix lângă... Fix lângă centigrade rip-off-urile astea de Primus Vazovan. Ala, colectează T-Rex de toate pe aici. Aolo, aolo, galimimu stâmpit. Nu, 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 spre mine, nu, spre mine. Ale, bagă-i în apă, că sigur, sigur, sigur apa e. Ok, ok, apa nu-i afectează, că n-am. X-Allosaur, X-Allosaur, that's a very original name. Bă, furnici, furnici, ai de capul meu, mă. Nu, mă, nu cu furnicile, mă, ce dracu e asta, fai să te bată. Ce-am la mă, bă, joc, charcoal, vai, bată-te universul. Dă-mi cace chestiile astea, știi ceva, o să ignor furnicile. Dacă ignor furnica, poate mă ignoră și furnica pe mine. Ok, nu prea funcționează așa aparent. Așa că vă dă o târnă cap în cop la toți. Alai, come and get it, bo! Alai, bată-vă, Dumnezeu să vă bată de gângănile, drag. Dacă mă omoară așa astea, îmi bag picioarele el joc. Ce morții, mătii aia? Chestia aia e rea, chestia e bună, o fi erbivor. O mânca piatră vulcanică, apare nu mă atacă. Salut! Am înțeles! Velonasaur, am înțeles, am băgat Pokémon mai nou în jocul ăsta. Trex, stop doing the same thing over and over again, just pick an easy region. Trex, just stop doing what you are doing, stop picking hard regions and go to the easy ones like a noob and do your things. I don't wanna do that. Nu știu cum dați schimb cutia asta, ce naiba e cu Rex-ul ăsta, bă? Ajută-mă, am niște probleme cu Scorpion, uite ce schimb frumos ai. A? Rex-ul ăsta nicio treabă n-are cu mine. Se pare că mi-am găsit un prieten, o să mă păzească și o să mă vegheze. O să mor iarăși, evident, pentru că eu sunt Trex Romulus Maximus. And, aoleo, ferească Dumnezeu, Scorpionia, sper că nu mai fi după mine încă. Scorpionul acela de foc înfocat este foarte înfocat pentru mine. Ce dracu-i urătanii asta? Și asta atacă, normal că și asta atacă, normal că și asta dă cu căcat după mine. Cactus, aaa! Cu ce-o dat? Cu ce dai șeful? Nu mai da, vai, bată de Dumnezeu. I really like the dinosaurs in this game. Only they are not dinosaurs and they are some stupid idiotic creatures. Alea un megalodon care vine spre mine într-o formă foarte retardată. Bă, băiatule, nu te apropia de mine. Buffy-mă, buffer, scară, pum. Nu, uite-te cum înoată chestia asta. Eu nu cred că așa înoată pești normal, nu? Ia să-i trag eu un pumnul ăsta numai așa în semn de respect și cu umilință nestingherită, dar bată-te, Dumnezeu să te bată, na, alai, domnă, aaa, iar ăsta, this is not good, this is not, nu, și capri, și oi, și berbeci, și prunci, și, uite un Stego, frate Stego, salvează-mă, aia, du-te acolo, mă, și o pârlă, foaia era să mă omoare, aolo, îmi iau somn. Am și o întrebare, torporul a continuat să crească, mai bine trăgeam una în stegozaur, am omorat și mă respawnam. Decât să... The never mind, the scorpion got my back. Pulmolul, scorpius rex, ok. Am zis eu că trișesc și spawnez un rex de nivel 1000 ca să omor totul, ghișe. Mi-am spawnat un rex neteimuit ca să mă omoare. Hai de cap, e extraordinară treabă, domnule T-Rex, stai așa că mai facem chestia asta odată. Deci cum era comandea, așa era comandea. Doamne, tâmpit, trebuia să fie îmblânzit Dominus, tu bai de capul, n-o dă-i acolo și omoră, mă, bată-te Dumnezeu. Hey, look what I got! Now I can see the appeal of this game. It took me forever to tame this beast, but I finally got it. And look at this, look how strong it is, dude. Like, I'm really good at this game all of a sudden, you know. It just happened to just run into this creature and just tame it in one hit. Like, it wanted to be my friend from the beginning. It's a small level though, it's a really small level. Acum mai văd ce tare mi-a să distrează în jocul ăsta. Uite cât de amuzant e, hai de capul meu, dar chiar mă. Uai, ajunge la nivelul meu. Opa, uai, ce se întâmplă? What the hell is going on, dude? Nu cred că există jucător mai bun car ca mine. Uite-te ce Rex am, ești nebun la cap. Acum pot să mă distrez și eu normal ca orice creatură. Fai de cap, eu. Na, uite, așa da content, mă. Asta mai zic și eu. This is the fun I wanted. A, bată-te, Dumnezeu să te bată, na. Fai de cap, eu, one shot da la orice, mă. Dar cum vine chestia asta? Atât e bună, mă. Dar mie nu e să cred chestia asta. Fai de cap, uite un Rex acolo. Na, uite unul de Rex a încercat să mă omoare pe mine, mă. Ia stai așa. Vreau să-i arăt noul meu Rex, vreau să-i arăt... Ia uita-l! Are tupeu, mă! Ce zi, mă, băiatul? Ala, du-te acasă! Uite-al dracu ce rezistă, bă, bată-te, Dumnezeu, ai tupeu, mă! Ala, nici o șansă, nu te pui tu cu mine, că ca l-am spawnat... Adică am încercat să-l îmbluzez mai devreme, l-am găsit sălbatic pe acolo. Ce s-a acest, bă, băieți? Ala, ai de cap meu ce l-am glicit pe ăla pe toate ecranul și că e Rex-ul din Primal. Ala, nu știu cum face, atâta.
jocul ăsta copiază de pe tot, n-am văzut așa ceva, că e Fortnite. No, așa mai zic și o viață, de când mă plimb și mușc din toate alea, fără niciun pic de milă, fără niciun pic de regrete, nimic n-are nicio șansă în fața mea. Fai de cameră, ce dracu e locația asta, că nu înțeleg, arată ciudat, zici că sunt hexagoane pe păstă, tot doar jucăm Fall Guys acum. Oh, uite, creatură oribile, bată-vă Dumnezeu să vă bată. Oh, uite, și-o gânganie târătoare scârboasă, bată-te Dumnezeu, tu de ce existi, mă? Ala-i. Haide, cameră, uite-te, fai de ce, la ce mai trebuie bug spray când ai chestia asta? M-am blocat, extraordinar. Uite, lavă, ce e aici, mă, băiatule, ce dracu e locația asta? Haide, cameră, uite-o, capul meu, I'm zooming, boy, uite-o. Că m-am dus dracu, nu-i așa? Am o idee foarte bună ca să nu... Deja am ajuns să sfidez gravitația, răducule, uite, se întâmplă chestia asta, jocul ăsta ajută-mă, fac să sfidez gravitația, stai așa? Alei. Atât, ai văzut ce simplu a fost? Fai ferească Dumnezeu că așa ceva n-am mai văzut, dracu. Jocul ăsta 100 gravitația, 100 legile fizice, nu prea cred. Ia vreau mă cu acea creatură, bate-te Dumnezeu, tu... Oh, uite un rex acolo. Rexul ăla ce zice? Ia, uai. Știi ceva? Am decât să trimit rexul ăsta acolo. E pe follow, nu-i așa? Vreau să-l trimit la bătaie și vreau decât să stau să mă, că s-ar putea să mor în cei acolo. Ia stai așa. Ești pe follow, ia, cum era chestia cu behavior. Ia stai așa, creatură, nu-mi trazi, te pui cu mine, mă, bată-te tu. Aha, the dark transo, failure, pe dracu să-ți ia. Ok, I don't know what the hell you are, but you are in deep trouble, boy. Haide acolo, du-te acolo și al, atât. Uite-l ce o să duce, măi, zooming. O singură magma sau, am înțeles. Haide, cam eu chiar că ori băga Pokémon și acum nu puteți să vă mai contraceți cu mine. Yeah, I can find this game enjoyable now. Yeah, this is alright, this is okay, look at those things, look at those subjects. Ia vezi mă voi cu ce dracului urătania asta, uai urâtiși mă, bată-te Dumnezeu. Alai, l-am rezolvat, nu știu ce a fost, ex Alastor, you are a dead Alastor. X pause the place, alai. Sau cum e, X marchează locul, știi, nu mai știu cu drag să zice corect, parcă așa era. Alai, uite încă o chestie de azi, că a dat cu țăp în mine, bă, bată-te Dumnezeu. Alai, bată-te universul. Bow before me, atâta, s-o căca pe el de frică. Și eu în același timp. Atât de puternic, că mă sperii singur, dracului. Dar l-am rezolvat. Dracu ăsta ce vrea, mă, bată-te Dumnezeu, tu ai cuvântul de ce existi. Care dracu era gama aia normală, că nu mai știu, gama normală, am înțeles, ok. It's a beautiful day to walk down the road and if I see a creature, I will explode. Ia vreau cu ce mă, bestie, alai, una ție. Care mai sunteți mă pe aici? Bă, dar m-am blocat în tine, mă, dar nu ți-e rușine, atâta, bată-te Dumnezeu, cadavrul al tău. Alai, rândul tău să mori, alai, acasă cu tine, trecea top 6 pe dracu, alai. Încerc să găsesc pe la Y și Z, mă, ca să le pun, bine, eu sunt Z-ul, că eu pun sfârșitul la tot, te-ai prins? Eu sunt finalul. Păi de capul meu, ok, am devenit sumersibil dintr-o dată, vai să mă bată Dumnezeu. Vai, nu mă teleporta așa că-mi vine să vomit, dracu, calmează-te ușor. Păi de cap, no, uite-te. No, deplasare over night. Wow, alo. Uai de cap meu, ce dracu am făcut, mă. No, uite-te, aha. Făi, Sony the Hedgehog, nu e nimic pe lângă mine, ești nebun? Păi ce m-am speriat pe 2 secunde cu chestia. Credeam că o să ajung la mama dracu să zbor din hartă, să mă teleportez, să zbor din sfera asta. Ia creaturile alea nașpa. Uite, urătănie. Tu mă nemernic. Uai, ai dat în mine, mă. Bă, dar chiar mă n-aș putea să-mi spawnez un X-Rex de la mă sau ceva? Că i-a arătat mișto mă așa un rex de flăcăr, mă, foaie, ăla am trebuie. Ia-ți așa, că mi se pare că încă mai am comandă de rex, așa. La care dracu, pe unde ce-ar trebui să schimb eu de aici ca să fie rexul acela corect? Ia-ți așa, dăm un search pe Google. Alai, avem un ex-rex! Asta nu-i foarte... Stai așa, că nu-i când plâzi, bă, bată de Dumnezeu. Atâta, gata, stai că l-am rezolvat. Ata, ne spawnăm un ex-rex, după aia force tame la el. Acum tot ce trebuie să fac e să... Stai așa, te punem pe tine pe pasiv, o să fosi pe ăsta pe pământ de mână. Behavior, attack your target, nu stai, pasiv, gata, ești pasiv, ok? Și apoi dăm tin la chestia aia, bla nao. Bun, cum era comanda? Așa era comanda și ce nivel poți să, unde punem nivel, nu mai știu unde pun nivel, o să punem aici, 1000 să fie. Ala, și acum, force, aolo. Ok, force time la tine, perfect. E nivel prea mic și asta mă și omoare, nivel 37, dar nu contează, aută-l mă. Ala, e pentru thumbnail, așa mere. Bă, m-a spus să joc arc, ne-au deal with this. Mamă, stai de la cu dragoane, de alea cu prostii, de alea la alte, ia stai-mă așa. Ala, uite aici, merge de thumbnail. Ala, merge pe dracu, uite-te cum rage ca prost unde nu trebuie. Uite, lavă și foc, asta e un loc bun, ia uite, haide, cam putem să facem niște poze frumoase pe aici. Habar n-a... Wow, uite o portă acolo, nu știu ce e acolo, dar nu vreau să știu. Nici nu mă interesează în primul rând, dracule, ala. Bun, hai să ne spawnăm noul nostru rex frumos. Ala. Ok, tu stai ca mumea la ci. Pe să mă atace ceva cât ia mama dracu. Așa. Ia să vedem. A,
Ah, Urex, da, tata frumusețea, n-ați avut voi niciodată așa ceva. L-am îmblânzit chiar acum, recent. L-am luat de pe EMAG. Hai de cam ce acolo, jos mă râu, da lavă, mă, dar ce dracu. Opa, ce chestia mare. Alea un Rex frumos, fai de cam eu al meu. Ale. Ua, era să murim, mă ferească Dumnezeu, nu știu dacă pot să mor, dar vătam folinile. Ui, un T-Rex ăla, mai asta e așa. Hai de cam eu, pregătea să-ți întâlnești destinul, bă, băiatule. Ale, uolo. Aolo, un te duci, bă, stai, bă, da, stai. A, mă, ce Rex metalic ăsta, battle, Dumnezeu, că arată. Looks kinda cool, though. Are verde și toate chestia pe, dar știi ce, eu pot să-mi spawnez oricând unul mai bun. Ok, și acum mă ține în spate. Asta e așa, că-s mai rapid, că el ce nu știe el, prostul dracului. Ia uite-l. Uite, cam extraordinar. Cum naiba nu pot să mă întorc, mă? Cum naiba funcționează jocul ăsta? Dialogic, dracului. Ala-i. Dacă te ia pe spate, n-ai ce să-i mai faci. Dar nu contează, că am mai multă viteză. Ala-i. Uite-l pe acolo, mai văd niște rechi și acolo, mai văd niște creaturi acolo, nicio treabă. Hai veniți ca ce mă băiez, mă, hai să ne distrăm, mă. Hai să vrea să se joace arc, cum tata o T-Rex vrea ca T-Rex să joace arc. Ala-i. Extinct crepătine, bă, dar asta ce dracu' este mașa? Ce nivel ești, mă, cu bătătie Dumnezeu? Aaaa, da, mi-e foarte familiar Rex-ul acela. Am făcut liceu cu el, nu-i problemă. Este o foarte mare posibilitate să o fi spawnat prea mulți dăștia Rex-ul ăștia de nivel 1015 pe aici. Oh! Da, happening. Ce dracu' a făcut așa? Băi, de cam ce m-am speriat, ferească Dumnezeu, cred că mă trage ceva în adâncuri. Mamă, ce frumos e Rex-ul ăsta, ni la el. A, nu-i frumos, e decât... Era dacă plin de sânge, mă, faite, că cream că are patene, pe urmă, în cazul la gunul ăsta, cum îți permiți? Că mi-am făcut, am luat pentru aia două ore de timp pe care am avut, încercând să pun jocul ăsta în funcție, să fac DLC-ul ăsta, să meargă, că aparent nu funcționa, dar și-a trebuit să reinstalez de vreo câteva ori ca să-și facă treaba. Dar eu zic că a fost destul de ok și destul de distractiv, nouă oameni. Cam aici vreau să închei și-o clipul ăsta, Dark. This game is easy as hell, dude, like... For real, who would have expected this game to be so easy? Hai, oameni, cam aici vreau să închei și-o clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, lăsați drag și acolo un like. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția cu atât, tot suportul vești. Noi ne vedem cam cei data viitoare. Hai de-a pa, dracului!